Locuitorul capitalei, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut în flagrant delict de către ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Ciocana al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, care ar fi încercat să comercializeze legitimații de pensionari și veterani de război, abonamente la trolebuz și alte acte cu semne evidente de falsificare. El a fost escortat la Inspectorat pentru documentare și audiere în conformitate cu legislația în vigoare. Asupra lui, polițiștii au depistat o geantă în care se aflau legitimații pentru pensionari, veterani de război și abonamente pentru călătorii în transportul public urban. Individul a declarat în cadrul procesului de documentare, precum că le-ar fi preluat de la o persoană pe care ulterior urma să le vândă. Potrivit informațiilor speciale deținute de către polițiști, acesta urma să încaseze de la clienți câte 150 lei per legitimație. Что вы можете объяснить вот насчет этих удостоверений, нашли то, что нашли полицейские у вас в доме? Ну, эти удостоверения я объяснил людям, что должен был передать женщине сегодня. Вот встречался возле цирка. С какой целью вы взяли вот эти удостоверения? Она попросила передать просто. Кому? Ну, звонила женщина утром, сказала, что я подошел к цирку. Белые... А почему именно вам? Я не знаю, что удостоверение. Она просто сказала, что те, кто нуждается, она делает. А есть другие удостоверения с вашей фотографией, там фамилия Пламодял. С вашей фотографией. Что вы можете объяснить? Я не помню. Вот точно. Такая же фотография. Может быть, они сделали такую, я не знаю. Ну, а как оказалось, что ваша фотография у них, я не сделал. Может, перепутали. И еще вот пару штук удостоверений с вашей фотографией под другим именем. Как это возможно? Я же говорю, что может быть, они перепутали что-то. Поэтому... И почему две удостоверения с вашей фотографией здесь? Вот, одна, вторая. Консилиум муниципал, консилиум муниципал. Для чего вам две удостоверения? Можете объяснить или нет? Я не знаю. Iar în cadrul percheziților desfășurate la domiciliul lui, au fost depistate încă peste 10 legitimații de acest tip și cerneală pentru imprimare, care urma să fie utilizată la falsificarea actelor oficiale. Totodată, actele depistate au fost sigilate și remise în laboratorul criminalistic pentru a fi efectuate expertizele de specialitate în vederea stabilirii veridicităților. În context, a fost dispusă inițierea unei cauze penale pentru confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false, care prevede amendă în mărime de la 4.000 până la 12.000 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 până la 240 de ore sau chiar privare de libertate pe un termen de până la 5 ani. Este de menționat că bănuitul anterior a mai fost reținut și documentat penal pentru asemenea infracțiuni.